În această săptămână, cinematografele Victoria și Timiș își redeschid porțile pentru a oferi timișorenilor noi experiențe cinematografice de neuitat. Urmează o serie de capodopere clasice, premiere emoționante și proiecții speciale. De asemenea, programul complet al proiecțiilor este disponibil pe pagina oficială a Primăriei Timișoara, dar și pe site-urile oficiale ale celor două cinematografe. Prețul unui bilet întreg este de 20 de lei. Biletul redus pentru elevi, studenți și pensionari este de 15 lei. Copiii sub 12 ani vor achita suma de 10 lei, iar persoanele cu dizabilități vor avea parte de acces gratuit. De asemenea, cinematografele pun la dispoziția cetățenilor posibilitatea de a-și crea un abonament, 10 intrări fiind 200 de lei, iar 5 intrări 100 de lei.